Ideea este că eu m-am gândit de ceva vreme să fac un podcast, să discut cu cineva despre YouTube, despre Instagram, pentru că sunt o grămadă de influencer, le zicem noi, sau mă rog, YouTuber, cei care nu prea practică Instagramul, și cred că au cumva o grămadă de muncit. Alții nu sunt de acord cu asta, alții consideră chiar, nu știu, șomeri, ceea ce mi se pare puțin cam dur pentru treaba asta. Așa că l-am azi pe Mădălin, care este un devorator practic de conținut și eu sunt un creator de conținut și vrem să discutăm pe anumite subiecte, să vedem exact cam care este părerea amândurora din două perspective diferite, și în spatele camerei, dar și în fața camerei. Eu am câteva subiecte pregătite și o să încercăm să vedem, discutăm o discuție cât se poate de lejeră, pe baza unor notițe făcute de mine cumva. Bun, în primul rând, teoretic, ca și YouTuber, Instagramer, influencer, trebuie să ai o nișă. Nișa, teoretic, ți-o stabilești de la început sau ar fi bine să ți-o stabilești de la început. Uite, de exemplu, văd o grămadă de YouTuber care fac doar vlogging. Nu contează despre ce este. Absolut orice fel de subiect, orice le iese în cale, ei fac vlogging. Asta ar cumva ar fi nișa lor. Îți vin în minte ceva YouTuber care poate au o nișă? Nu știu, știu chiar ăla cu bicicleta. Cum? Ah, Bucharest Bike Traffic. Așa, Bucharest Bike Traffic, da, ok. Deci ăla, mi se pare că cumva el și-a găsit o nișă, dar nu știu dacă putem numi neapărat. Adică el practic, ce face? Merge cu bicicleta. Eu l-am urmărit pe el încă de la început. În principiu, tipul ce a vrut să facă. Mergea cu bicicleta prin traficul din București să filma. Și încerca într-un fel sau alt să schimbe mentalitatea oamenilor care conduc în trafic. Adică să fie mai apreciați bicicliști, știi? Da, da, da. Și la un moment dat omul făcea și vlog, doar că nu știu cum să-i explic, a primit foarte mult hate, pentru că înjură foarte mult material. Și a avut și o pauză lungă, doar că e ok tipul, că face review-uri la biciclete ieftine. Vezi și chestii interesante, nu-i doar vlog, adică pe mine personal mă deranjează persoanele care fac vlog, dar genul ăla de vlog, mă trezesc dimineața, mă filmez cum mă duc la baie, beau cafeaua și atât. Ah, ok. Știi? Deci, și nu la daily vlog-uri de genul ăla și nu oferă nimica efectiv, adică să mă ajute cu ceva în afară că mă uit la el și văd ce fac. Era un vlogger de genul ăsta, Ilie? Ilie's Vlog? Da, Ilie's Vlog, da. Așa, deci tipul ăla, din câte știu, bine, nu l-am urmărit, deci chiar nu l-am urmărit pe Ilie. Știu doar că am văzut câteva clipuri, că a ajuns la un moment dat destul de cunoscut, cel puțin în mass media românească, că a lins un cactus sau ceva. Da, făcea un fel de, avea o serie de provocări. Ceva de genul ăsta și na, mă rog, a fost destul de mediatizat și cred că atunci a fost și un boom mare pentru el. Da, revenind la Bucharest Bike Traffic, da, într-adevăr, tipul, eu din ce am urmărit, e catchy pentru că are și un montaj foarte ok, părerea mea, și nișa lui, cum a zis și Mădălin, a început practic pe bicicletă. El s-a vrut să filmeze mergând pe bicicletă și interacțiunea pe care o are el cu ceilalți participanți la trafic. Dacă nu mă înșel, a fost printre primii oameni din România care s-au gândit la chestia asta. Adică că a fost primul care a făcut efectiv vlog de pe bicicletă. O altă chestie, un alt subiect la care m-am gândit, am observat că acum, în ultima vreme, și a început cu Machine Gun Kelly, MGK, așa, contra lui Eminem. Cu disurile. Ah, disurile. Da. Disurile aparent sunt o chestie, mă rog, acum nu știu, probabil între ei doi, când a început toată treaba asta, a fost ceva cât se poate de real și tăios, dar cel puțin am observat că se practică chestia asta și în România, parcă Five Gang a făcut un dis sau ceva. E ce-i deranjant un pic, știi, pentru că disurile astea în muzica hip-hop sunt niște, e un fel de bătaie în versuri. Da, adică da, sunt niște chestii super personale pe care le spui în melodii. Da. Five Gang ce face cu... Da, nu, oricum, ok, nu vreau să... Adică, mă rog, oricum, am ascultat și din curiozitate, dar și voiam să văd exact nivelul lor. Am ascultat Five Gang. Bă, it's ok, doar pentru faptul că diversifică puțin contentul de România. Dar stau și mă gândesc acum, din punct de vedere al disului ăstuia, sau mă rog, a face un dis,
Eu ce ar trebui să fac? Să-i fac dislu bunici sau ceva? Cam așa, da. Așa că, având în vedere că nișa mea este IT Tech Review, aparent, cel mai cunoscut din România este Buhnici, George Buhnici, probabil ar trebui să-i fac un dis, așa că, George, dacă o să urmărești vreodată asta, să știi că mă pregătesc pentru unul. Hai să vorbim puțin și de Instagram. Tu, dacă te uiți pe Instagram, na, mă rog, nu știu câți ai la follow sau câți follow-uri ai, dar ideea este că în momentul tu când deschizi Instagram-ul, la ce ești predispus să dai like? La ce te uiți tu să dai like? Nu știu, în principiu la chestiile care mi-atrag atenția, adică și mi-atrag atenția în ce fel, prin calitatea prin care sunt făcute. Gen și un videoclip muzical, un videoclip de orice fel, dar realizat bine, o fotografie ok, o persoană care face un lucru, știi, ok. Cam la lucrurile astea aș da eu like, adică astea mi-ar plăcea mie. Ei, uite că ideea e în momentul de față că, mă rog, și eu ca și YouTuber, de exemplu, încerc să cresc și pe Instagram, pentru că eu vreau cumva atât de pe YouTube să-mi plece, să-mi trimit utilizatorii, subscriberi, să-mi trimit pe Instagram să vadă ce mai postez acolo, dar și de pe Instagram încerc să-mi trimit înapoi pe YouTube cumva și să fac o legătură. Și ideea este că ar trebui cumva să crească amândouă, ori odată, ori să crească unul ca să-l crească pe celălalt sau viceversa. Și, de exemplu, teoretic pe Instagram, ca să postezi ceva sau ca să crești pe Instagram, în teorie, tu ar trebui să îndeplinești niște criterii. Să ai cumva, să-ți pui o poveste pe Instagram. Adică, cum am zis, de nișa de mai înainte de pe YouTube, așa cumva ar trebui să ai o nișă și pe Instagram. Adică dacă postezi poze doar din IT, dacă postezi poze doar ceva fashion sau artistice sau ceva, teoretic tu cumva trebuie să-ți pui o poveste folosind Instagramul. Ideea este acum, asta am zis în teorie, dar practic, nu mulți utilizatori sunt ca tine să devoreze conținut de calitate pe Instagram, ci mulți caută ceva dramă. Da, exact asta vreau să spun. Drama ai căutat atât pe Instagram cât și pe YouTube. O să ajungem la asta, discutăm un pic despre asta mai încolo, dar pe Instagram, părerea mea e că se caută chestiile care, bă, dacă dai like la ceva ce deja este popular, adică dacă tu vezi un Instagramer care se chinuie să-și facă un portofoliu de chestii acolo și are 1000 de followers, să zicem, 1000 de followers este ceva super puțin, eu am 1600 de exemplu și este super puțin, adică pentru un nivel pentru a te căuta cineva să îți pună plasare de produse pe Instagram sau să colaboreze cu tine, trebuie să ai cel puțin 10.000 de follower. 1600 este foarte puțin. Și să înțeleg, de la 10.000 de follower ești, într-un fel sau altul, tu ești influencer. Ca să da, corect. Da, cumva la 10.000 de follower se schimbă chestia. Dar dacă tu suntem aici, poți să ne explici, adică mie și la persoanele care o să uite la chestia, dar ce înseamnă un influencer, după părerea ta? Asta... Adică definiția ta exactă, pentru că eu, personal, eu nu știu exact ce înseamnă acum un influencer. Adică definiția concretă a cuvântului ăsta. Am idei ce înseamnă, doar că nu pot să o definesc. Și poate auzim de la tine o explicație corectă. Poate mai luminez vreo câteva persoane. Ideea este că termenul de influencer, după părerea mea, e ceva destul de vag. Pentru că am mai întrebat câteva persoane, așa, din vorbă în vorbă, ce văd ei, ce înseamnă pentru ei un influencer și ce văd ei la o persoană care, teoretic, ce înseamnă influencer? O persoană care poate influența. Ei, dar persoanele pot influența în foarte multe feluri. Adică, dacă eu sunt influencer, înseamnă că o firmă mă plătește pe mine sau îmi dă un produs, eu mă uit la el, îi fac review, postez câteva poze cu el. Ei, și după, oamenii care se uită la pozele mele zic, bă, ce produs mișto, Alin Zvâncă, i-a făcut review, îl folosește, hai să-l folosim și noi. În tema asta, putem considera oare că, nu știu, Justin Bieber sau Cristiano Ronaldo sau David Beckham pot fi influenceri? Clar. Mă rog, ei fac reclame la tot felul de chestii pe care oamenii cumva le folosesc. Adică dacă te uiți la televizor și vezi o reclamă de-a lui David Beckham sau Cristiano Ronaldo, bă, că folosește un deodorant X, bă, înseamnă că o fi bun de ceva, na, că îl folosește el teoretic. E clar, nu? De gândești să-l iei și tu, adică mai... Da, pentru că na, îl folosește Cristiano Ronaldo. Ideea este că în același fel cumva funcționează și pe Instagram, exact în aceeași metodă, numai că pe Instagram cumva diferă targetul, diferă audiența, pentru că asta e diferența între Instagram, YouTube, Facebook și televizor, că îți alegi cumva audiența. Da, exact. Adică audiența cumva te alege pe tine, dar și tu îți alegi audiența. Așa că influencer,
am putea spune că este absolut orice tip de persoană cu peste 10.000 de follower pe Instagram, pentru că știi ce face diferența pe Instagram la 10.000 de follower? Faptul că atunci când pui un story, poți să-ți adaugi un link să dai swipe up. Deci până în 10.000 de follower, tu nu poți. Instagramul nu-ți oferă posibilitatea de a adăuga un story în care să faci swipe up. E, și când îți apare posibilitatea de a face asta la 10.000, tu practic poți să pui link-uri către produse, către site-uri, către brand-uri, să faci bam, știi? Utilizatorul ți-a văzut un story, o accesa link-ul. E destul de vag. Că tot vorbeam de persoane faimoase, văzusem la un moment dat, pentru că am devorat și eu la rândul meu o grămadă de content, de tutoriale, cum să-ți îmbunătățești skill-urile de Instagram, cum să-ți îmbunătățești profilul de YouTube și canalul în sine. Și zicea cineva la un moment dat că, legat de faza de mai devreme cu story-ul, că trebuie să ai un story cumva, o poveste, că story poate fi și Insta story, trebuie să ai cumva o poveste pe Instagram în care să-ți pui, să ai un path, o cale pe Instagram. Sunt anumite persoane care au 10.000 de follower pe Instagram și multă lume se întreabă, bă, cum a ajuns, de exemplu, Selena Gomez să aibă 30 de milioane de follower sau așa? Păi, ideea este că ei, acest genul ăsta de persoane nu a început pe Instagram. Clar. Adică genul ăsta de persoane a devenit faimoase prin, da, poate au fost anumite drame, că au fost Justin Bieber cu Selena Gomez, cred că atunci au fost boom, amândurora. De aici ei nu erau, cum să zic, ei au fost celebri și dinainte de Instagram. Păi da, da. Adică Instagram da. Nu cred că era apărut când Selena Gomez juca în serialul ăla pe Disney. A, da, chiar. Adică da. Nu cred că Instagram era așa în vogă. Adică erau da. Aplicații în care puteai să pui poze și îți puneai poze de obicei, da, da, corect. Pe care nu le puteai pune pe Facebook. Da. Da, într-adevăr, deci majoritatea persoanelor de genul cumva au plecat de pe altceva, de pe alte, ori de pe YouTube direct cu muzică, să zicem, ori fiind actori, cum a fost Selena Gomez, care a fost actriță într-un serial pe Disney, apoi, mă rog, cred că mai a jucat și în multe alte filme, de atâta știu. Apoi, muzică, a avut câteva melodii care au avut un boom foarte mare. Plus drama cu Justin Bieber, îți dai seama că asta da, o să căuta. Da, da, îți dai seama, pentru că lumea devorează dramă și asta este părerea mea până în momentul de față, lumea devorează dramă. Cred că pentru ei Instagramul de fapt a fost ceva cumva la o parte, a fost ceva în paralel a mers Instagramul pentru ei, pentru că nu, ei nu au trebuit să muncească, au postat o poză, două, cum fac majoritatea utilizatorilor de pe Instagram, dar followerii veneau și veneau și veneau, pentru că ei erau oricum deja celebri din alte zone, din mass media și showbiz, etc. Adică eu cred la ora actuală, cel puțin părerea mea în exterior, eu cred că este foarte greu la ora actuală să atingi un număr așa de mare. Este extraordinar de greu, sunt atât de multe tehnici, există follow for follow, există tagurile. Ideea este că problema mare în România pe partea asta de social media și YouTube, mă rog, teoretic YouTube este tot o platformă de social media, pentru că noi, chiar dacă suntem români, vorbim foarte mult engleză, chiar o romgleză uneori, și orice ar fi, căutăm pe internet în engleză. Exact. Adică eu, dacă îmi pun un videoclip pe YouTube, nu pot să-i dau titlu în engleză, pentru că dacă, el oricum o să apară în căutări probabil și pentru alții din alte țări, dar vor intra pe videoclip în momentul ăla și vor vedea că este în română și nu vor înțelege absolut nimic. O singură posibilitate ar fi să pun subtitrări. M-am gândit și la asta. În România e destul de greu de întreținut Instagramul, pentru că tot ce poți să faci este să postezi poze. Dacă îți pui hashtag-uri, de exemplu, le pui în română. Cine caută în română, atât pe Instagram cât și pe YouTube și pe Facebook? Nimeni nu caută în limba română ceva pe Instagram, Facebook, YouTube. Toți căutăm în engleză, dacă ar fi. De asta cred că pe Instagram, cumva printr-o minune, ai putea ajunge să ai foarte mulți followers sau să faci chestia asta de follow for follow, pe care am practicat-o și eu, și poți atrage câțiva follower care într-adevăr la un moment dat devine interesați de contentul tău. Dar majoritatea chestiilor pot veni, majoritatea follower-ului cred că pot veni de fapt de pe YouTube, în cazul în care videoclipul tău ajunge la recommended, în cazul în care ai content de calitate. Pentru că astfel poți să-ți aduci subscriberi de pe YouTube, pe Instagram. Și la un moment dat, Instagram, odată ce devine popular, apare și în pagina de Explore de pe Instagram și de pe Instagram îți mai pot veni oameni pe YouTube. E un cerc vicios. Adică, în principiu, se formează un mic ecosistem acolo. Da, exact. Este un gen de ecosistem. Bine, eu nu mai vorbesc aici deja de Facebook, pentru că mi se pare că Facebook este complet down, overrated, adică nu mi se pare că pe Facebook mai poți găsi ceva conținut de calitate.
mai țin Facebook-ul, eu personal țin Facebook-ul pentru știri, să mai văd ce este nou, atâta tot. O zi din naștere. Da, exact. De fiecare dată când postez un videoclip, îl postez și pe Facebook pentru că am mai mulți prieteni și sunt șanse să vadă cineva. Acum e un subiect, acum nu știu ce să zic, dacă pot să te întreb în subiectul ăsta ceva pe tine, dar hai să vedem. Subscriberii și followerii sunt niște numere într-un final, adică ei îți dau popularitatea ta, cât de popular ești, că ai 10.000 de followeri, asta înseamnă, bă, te urmărește foarte multă lume, foarte multă lume contează pe tine să postezi conținut. Să fii influencer, așa cum, na. Bă, noi te-am sunt oameni interesați de munca ta, poate chiar. Da. Noi te-am adus cumva, știi, ce-o fi în mintea follower-ului. Bă, noi te-am adus până aici, noi ți-am dat follow, tu dă-ni ceva, știi, la care să ne uităm. Bun, dar ideea este, subscriberii și followerii, oare îți pot controla cumva viața? Adică, tu dintr-un punct, când ajungi, bă, sincer, momentan nu se întâmplă asta, dar cumva mă gândesc că pe viitor o să ajung într-un punct în care eu o să trebuiască să tot ofer conținut, și followerii practic îmi dictează, followerii și subscriberii îmi dictează ce să fac și ce nu. Exact. Adică, tu, de exemplu, dacă te uiți la un videoclip care nu îți place sau zicem că, bine, poate nu ești tu neapărat genul să dai dislike, dar probabil îți vine, bă, nu-mi place, nu mai faci din astea, îți vine să-i zici, știi, bă, ok, poate asta, George Buhnici, sau poate Bucharest Bike Traffic, poate postează la un moment dat ceva, de exemplu, Buhnici postează despre fashion și Bucharest Bike Traffic postează despre, nu știu, videoclip de călătorie, să zicem, care n-are nicio treabă cu bicicleta și cu numele canalului lui. Bă, în momentul ăla, cred că, bă, dude. Da, down, adică, știi, adică despre ce vorbim. Ideea este de acum de cum îți obișnuiești. Ideea este că este în funcție și de cum îți obișnuiești tu fanii, știi? Depinde cu ce. De exemplu, de cum e Codrin Bradea, dau da, un exemplu. Da, da. Adică Codrin Bradea neobișnuit. Da. Eu l-am la subscriber, că l-ai și tu. L-am și eu, bineînțeles. Adică el neobișnuit cu o chestie. Eu dacă văd că postează acum, nu știu, să zic că să postezi iar o chestie de genul cum posta el înainte, în care vorbea lucruri foarte serioase și foarte mie unul nu mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea, dar să-și păstreze stilul ăsta lui pe care l-are acum, de știi? Caterin, ca așa, mai conjurătură, mai... Exact, mai... știi? Ăsta este el, știi? Ăsta este stilul lui de a face treaba și pentru asta o deveni cunoscut într-un fel sau altul. Da, sincer, la asta chiar nu m-am gândit. Da, este într-adevăr o perspectivă destul de interesantă. Dar într-un fel îți controlează și, cum revenim la ce ai spus tu, fanii îți controlează într-un fel munca, pentru că eu nu sunt de acord ca eu să mă uit la tine, de exemplu, tu să mă fi obișnuit pe mine cu chestii de genul ăsta pe care le faci acum, vlog, unboxing-uri și chestii de-astea interesante, și la un moment dat să te schimbi și să faci doar vlog sau să postez alte chestii care n-au nicio legătură cu ce... Da. Mie nu mi-ar plăcea, eu aș renunța. Adică asta, mi-aș scoate... Asta cumva, practic, anulează ce am zis la început, să ai o nișă. Pentru că, bine, nișa asta e cumva și asta subiectivă, pentru că nișa poate fi și ceva strict, adică, bă, exact contentul pe care îl postez, dar nișa poate fi și tipul de om care ești. Adică, cred că important este psihic să stai destul de bine ca și creator de conținut, să te menții creativ. Creativ. Asta este și creator. Ideea, să fii creativ. Așa. Și să oferi, cred că cel mai bine este să oferi ceea ce simți tu că trebuie să oferi. Pentru că, la un moment dat, vorba ta, utilizatorii, subscriberii, followerii, să obișnuiesc cu tipul tău de content. Și dacă cuiva nu-i place la un moment dat ceea ce postezi, o să rămână la un moment dat doar cei care chiar sunt atrași de nișa și felul în care postezi. Este că trebuie să fii tu, știi, în toate lucrurile pe care le faci, trebuie să fii tu, să-ți pui amprenta ta personală. Nici nu trebuie să te dai într-un fel sau altul după anumite persoane, că sunt și hateri, foarte mulți hateri, și asta mi se pare cea mai mare problemă în toată industria asta. Haterii sunt peste tot, orice chestie. Din păcate, da. Nu trebuie să te dai nici după lucrurile astea, dar nici să deviezi prea mult de la ce zic fanii. Adică într-un fel sau altul trebuie să-i asculti și trebuie să fii tu, știi? Exact. Nu trebuie să-și piardă interesul în ceea ce faci. Uite cum a fost PewDie, dau un alt exemplu, dacă tot vorbim despre YouTuber mari, cum a fost PewDie. Eu l-am urmărit PewDie încă de, cred că de 10 ani sau 11, de când am descoperit internetul și ce putea să posteze amnizia, de atunci mă uitam la el. O perioadă nu am mai făcut chestia asta. A început Friday with PewDiePie, făcea vlog, se prostea niște chestii și deja gata, că am renunțat la stilul lui de a fi. Bine, povestea lui PewDie. Bine, el a avut și foarte multe probleme cu YouTube-ul. Da, și l-am înțeles, acum, abia după atâția ani am reușit să înțeleg de ce. Bine, nu l-am urât, doar că nu l-am mai urmărit o perioadă. Din cauza chestii. Bine, acum a revenit, în schimb, cu niște gameplay-uri. Ok, și a revenit la ce făcea el înainte și a explicat
din ce din care au fost cauzele de n-au mai putut el posta sau. Bă, l-am urmărit și eu, l-am urmărit foarte mult pe PewDiePie și chiar într-adevăr, la un moment dat am observat o schimbare destul de mare în tipul lui de content, în cum posta. Și am zis că, bă, ok, în momentul ăla când am văzut că puțin deviază de la ce-mi plăcea mie, de la ce-mi plăcea mie să văd la el, și am zis că, ok, pun pauză, bine, la mine au fost și alte chestii, mi-am schimbat și contul de YouTube atunci așa și nu i-am mai dat subscribe din nou, asta era ideea, dar acum revenim puțin la Instagram. Ideea este că, la un moment dat, a fost un zvon cum că cei de la Instagram vor să scoată like-urile. Și de fapt nu, vor să scoată like-urile, gen. Adică tu ca utilizator, dacă te uiți pe profilul meu, adică nu mai poți da like la... Nu, poți să dai like, dar tu dacă intri pe profilul meu și vezi o poză, nu poți vedea câte like-uri am deja la poza aia. Adică vor să ascundă față de utilizatorii normal, față de utilizatorii, eu ca profil, gen, eu care am profilul meu, eu pot să văd câte like-uri am primit. Adică eu dacă pe tine te am la follow, eu în continuare nu pot să văd câte like-uri ai. Da, nu pot să vezi câte like-uri am la niciuna din poze, videoclipuri, orice postez eu pe Instagram. Cumva mi se pare ok, motivul lor pentru toată treaba asta este că ei vor să pună foarte mult accent pe content în sine. Adică ceea ce ziceam mai devreme, că oamenii dau like doar la ceva ce văd că are foarte multe like-uri. Da, exact. Adică dacă ăsta are 5.000 de like-uri, ai, dau și un like, înseamnă că e bun, știi? Trebuie să-mi placă și mie dacă place la 5.000 de oameni. Chestia asta e ok, din punctul ăsta de vedere e ok. Da, eu mă gândesc că e super ok, numai că acum stau și mă gândesc din punct de vedere al monetizării și la posibilitatea de a deveni influencer. Alte firme nu pot vedea câte like-uri ai tu, știi? Acum nu știu dacă se gândesc să ascundă și numărul de followers sau chestii de genul ăsta și dacă într-adevăr chestia se implementează. Nu știu, mă gândesc dacă ar fi o chestie mai oficială, știi, să fie o firmă sau ceva foarte mare, mă gândesc că poate s-ar găsi o modalitate. Posibil să se găsească niște chestii noi. Acum nu știu, este o chestie pe care chiar sunt curios să văd dacă se implementează. Nu știu, ok ar fi să nu poți vedea numărul de like-uri dacă nu le-ai la follow. Adică da, dacă eu nu te am pe tine la follow, de exemplu, să nu-ți văd numărul de like-uri. Da. Știi, îți dau da. Follow strict pe ce văd. Adică, băi, uite ce videoclipuri mișto postează, exact, ia să dau follow exact, să văd care-i exact, treaba, știi? Exact, uite, să știi că și asta ar fi o idee interesantă. Decât să ascunzi de tot și să nu... Mai înainte ziceam de faptul că eu pe Facebook am dat follow, mă rog, follow, nu cred că se numește follow pe Facebook, am dat like, cred, dar și cumva și follow pe Facebook la câteva grupuri de YouTuberi. YouTuberi mici, începători, canale mici, să zicem o comunitate, de fapt sunt mai multe comunități de YouTuberi mici și am încercat să mă integrez și eu cumva, adică să mai postez din când în când, să văd ce postează alți YouTuberi la același nivel cu mine. Și ceea ce am descoperit acolo la un moment dat, care m-a șocat cumva, este că se vând canale de YouTube, se vând și se cumpără. Bine, n-ar exista cerere fără ofertă, știi? Cum adică eu îmi fac canal de YouTube, îl duc într-un anumit punct și îl vând? Dacă vrei tu sau dacă îți oferă cineva un preț bun pe el. Deci sunt oameni care cer, deci efectiv am văzut postări. Caut canal de YouTube minim 1000 de abonați activi. Deci neapărat să fie activ, adică nu cu 1000 de abonați de care și-o șters contul. Serios, sau... fac chestiile astea? Da, din păcate sau din fericire, acum nu știu, se fac chestii de genul ăsta, se vând canale. Acum nu știu dacă și pe Instagram, n-am văzut așa ceva, probabil nu sunt în grupurile alea, dar pe YouTube... Da, poți să fii sigur că sunt și pe Instagram, adică... Adică eu stau și mă chinui în momentul de față, cred că am 270 de subscriber, dacă i-am, și... Am ajuns destul de greu și încă o dată, prin intermediul ăsta, vă mulțumesc că sunteți aici, vă mulțumesc că m-ați urmărit, că mi-ați dat follow și promit, eu încerc să promit aviz discuției de mai devreme, să ofer același conținut mișto ca până acum, că dacă nu erați aici, n-ați... Dă și tu portofelele, zic, dacă tot. Mai este un pic până pe 15 august. Chiar nu uitați de giveaway 15 august, da? Bine, mulțumesc. Așa, da, revenind, sunt oameni care vând canalele.